Adina unde e? Acum. Adina? Gabi, bună ziua, bună ziua tuturor. Acum Adina, Adina. Hai, stai să o așteptăm pe Adina. Bun, ești aici. Poate o zi. Când a venit Ceaușescu la lansări, el hai Gabi, dă-te aproape. Hai Adina, că nu ne iese poza fără tine și fără Mihai. Hai Mihai, hai că-n cap. Gata. Dacă avem și poza. Otilia, n-ai prins poza, Ciprian. Gata, gata. Vezi? Doamne, cum le bate soarele. După aia te mai inspirat. Se pare că nu, mă. Gata, hai sus să vedem dacă ne mai primesc la depunere. Dacă vor să întrebe cineva ceva, eu răspund. Dacă nu vor să întrebe, eu zic. Hai. Există spirit. Doamnele, catindate. Nu știu că ți-am pus microfonul aici. Mai tot? Dacă sunteți dumneavoastră gata, scot masca doar când vorbesc, nu suntem la distanța legală, da? Sunt foarte bucuros, alături de Robert Negoiță, de toată echipa Pro din București, să depunem candidatura domnului doctor Sârbu pentru funcția de primar general. Atâta vreau să spun, cum spune și sloganul nostru, 1% politică pentru București și 99% muncă și rezultate. Sloganul a fost inspirat de sectorul 3, acolo unde Robert Negoiță a făcut mai puțină politică și foarte multă treabă ca primar. Sunt convins că și domnul doctor Sârbu același lucru își propune. Și sunt convins că toți cei din București care vor un medic, care vor un om, un fost manager, un om capabil de muncă și de rezultate, au pe cine să voteze. Nu vreau să votăm contra cuiva, să nu iasă nu știu cine. Și nici nu vreau să facem bancuri proaste cu primarii din 2004, care au mai fost pe la primărie, știm cum ce au făcut. S-au trezit acum la bătrânețe să facă circ. Cred că București are nevoie de oameni care pe termen lung să muncească, nu de circ. Nu are nevoie de politică prea multă și de scandal. Și cu Pro București asta încercăm să oferim în acest moment. Robert și după aia candidatul, cred. Gata, îmi pun masca. Iată, ne ajuns aici, așa cum am anunțat, această alianță pe care ne-o dorim, o alternativă reală, corectă, necesară pentru București. Suntem în acel 1% de politică acum aici, pentru că 99% din timpul nostru, energia noastră, ne-o folosim în proiecte, în muncă. La primărie este nevoie de un manager, la primărie în general, de gospodar, de un om în putere care poate să facă treabă. De aceea am venit în fața dumneavoastră cu o echipă, în fața bucureștenilor, cu o echipă solidă, cu oameni care sunt hotărâți să facă treabă. Avem speranțe că vom avea un succes pe data de 27 și că după 27 partea de 1% deja ne-o fi epuizat-o până atunci. Și după 27 vom fi 100% treabă și 0% politică. De aceea suntem aici și cu domnul doctor, pe care îl susținem, facem împreună echipă, și cu Victor Ponta, pentru că, da, politica este un sport de echipă, chiar dacă nu suntem perfecți, suntem buni și noi în sectorul 3 chiar suntem cei mai buni. Și încercăm să exportăm și la celelalte sectoare, și la municipalitate, treaba bună pe care noi am făcut-o în sectorul 3 și am credința că vom continua să o facem deopotrivă chiar și mai bună în următorii 4 ani. Domnul doctor. Bună ziua celor prezenți, îi salut pe bucureșteni.
Este o mare onoare pentru mine să fiu candidatul acestei alianțe de succes Pro România 2020. Am acceptat această provocare într-un context în care Bucureștiul, așa cum îl știm cu toții astăzi, trece printr-o situație aproape imposibilă. Doamna Firea a falimentat Bucureștiul. Lucrul acesta este știut de toată lumea. L-am semnalizat și când am fost prezentat candidatul alianței și constat cu mare insatisfacție că de la momentul respectiv și până astăzi, conturile primăriei sunt deschise, sunt blocate, practic primăria este în faliment. Asta a putut doamna Firea să producă în mandatul dumneei de 4 ani, să aducă primăria în faliment și la acest lucru a concurat într-un fel și domnul Nicușor, întrucât a fost consilier o perioadă însemnată, iar problema aceasta pe care Bucureștiul trebuie să o suporte astăzi vine dintr-un trecut. Am acceptat această provocare de a candida în contextul în care Bucureștiul mai are încă o problemă, de parcă n-ar fi fost de ajuns, cea cu falimentul, pandemia, această boală pe care trebuie să o traversăm și, ca medic, am simțit că Bucureștiul, cetățenii bucureșteni, au nevoie de un medic care, împreună cu dumnealor, să putem să traversăm fără pierderi și fără consecințe asupra vieții noastre această pandemie. În ceea ce mă privește, știu, pot și vreau să fac treabă în cadrul acestei alianțe de succes, așa cum spuneam, și mai cu seamă, ca manager al Spitalului Universitar de Urgență Militar Central și șef al Direcției Medicale, sunt funcții pe care le-am deținut în antecedente, în cariera mea militară, medico-militară, fiind la bază medic-militar, am reușit să fac din aceste două instituții poate cele mai prestigioase unități medicale din România. Sigur că acest exercițiu al meu administrativ și managerial îmi dă posibilitatea să pot să vin cu soluții pe care să le implementez și să putem împreună să traversăm această pandemie, dar mai avem o misiune imediată. Trebuie ca noi toți să ne unim forțele, să punem ideile și gândurile la oaltă, astfel încât să în septembrie, pe 15 septembrie, să aducem copiii în școli. Este o datorie socială și morală a noastră, a tuturor să facem lucrul acesta. Nu se poate. Este traumatizant pentru copii și pentru părinți să ținem copiii acasă. Noi trebuie să ne pregătim viitorul acestei țări și nu putem să o facem decât în primul și în primul rând prin generația care acum este la școală. Statul, din punct de vedere constituțional, are această obligație de a asigura dreptul la instrucție, accesul la învățământ. Ori, după cum vedeți, guvernul astăzi n-a venit cu nicio soluție, absolut niciuna, s-a baricadat în calea victoriei și a transferat toată responsabilitatea primăriilor și directorilor de școli. Este impardonabil așa ceva. Este motivul pentru care spun și o spun răspicat că este datoria noastră națională a tuturor să ne aducem copiii în bănci. Pentru asta, împreună cu domnul primar Negoiță, cu stafful Partidului Pro România, noi în zilele următoare lucrăm de ceva timp la asta. Nu este ușor, pentru că aducerea copiilor în bănci trebuie să se facă în condiții de securitate medicală. Și atunci, zilele următoare vă vom pune la dispoziție dumneavoastră și guvernului. Poate în felul acesta se sesizează, îl sensibilizăm, poate vom reuși
dacă tot nu le-a dat alocații la copii și, după cum știm, nici pensii la vârstnicii noștri, la oamenii care au trudit într-o această țară, dar referindu-mă la copii acum, nici măcar lor nu le-au majorat pensia, deși este o prevedere legală obligatorie. Ori noi, oricare dintre noi, cetățenii ai acestei țări, dacă nu respectăm legea, suntem sancționați, fără discuție. Mă întreb dumnealor când vor primi această sancțiune. Eu sunt convins că cetățenii capitalei, oamenii din București, o vor sancționa la vot. Pentru că votul este glonțul de aur pe care cetățeanul are la îndemână să-i sancționeze pe politicieni. Totodată, constat că în astăzi, capitala, suntem bruiați, probabil cineva din contracandidați. Mă rog, eu îi salut cu această ocazie și îi aștept la o confruntare corectă, nu așa cum o fac cei doi candidați de bază care s-au și supraevaluat. Sunt candidații pe care îi știți, avem un candidat care nu știe, dar mai avem un candidat care nu poate. Ori, uitându-mă în jurul meu și constatând care sunt candidații anunțați cu foarte mult timp în urmă, nu am putut să stau impasibil și în momentul în care domnul președinte Ponta și domnul primar Negoiță mi-au făcut această ofertă, primul lucru la care m-am gândit a fost că e nevoie de un medic să putem traversa în condiții de siguranță această pandemie. Bucureștiul mai are o problemă foarte serioasă, are multe probleme. Una dintre ele și ca primar general, împreună cu primarii de sectoare și toți consilierii locali, suntem echipa, așa cum vă spuneam, care știe, poate și vrea. Vrea să facă lucruri. Pe noi ne veți găsi, așa cum s-a spus aici de comandanții noștri, ne veți găsi în stradă, între oameni, pentru a le rezolva problemele. 1%, pentru mine, probabil chiar mai puțin, este politică și sigur că trebuie să mă aliez și din punctul ăsta de vedere acestei prestigioase alianțe. Trebuie, de asemenea, ca o urgență imediată, în afară de cele două, să pregătim capitala pentru a întâmpina iarna în condiții de siguranță. După cum știm, Radetul este și el în faliment. Este o altă mare problemă a capitalei. Cele 754 de puncte termice sunt într-o stare jalnică. Vă mărturisesc că am avut curiozitatea zilele trecute și am reușit să intru într-un punct termic și dacă vă descriu așa imaginea, aproape că dumneavoastră vă îngroziți, dar eu aproape că mi s-a părut imposibil. Erau țevi care erau, curgea apă din ele și se pusese dopuri de lemn pe acolo. Erau ruginite, curgea apă din toate părțile. Mă întreb unde a fost administrația capitalei, unde și ce a făcut pentru a pregăti capitala pentru întâmpinarea iernii. Nu se poate, uitați-vă în jur, nu doar pe Calea Victoriei, Bucureștiul nu este doar Calea Victoriei, este o capitală murdară, o capitală aproape abandonată. Ori, noi nu putem să luptăm cu boala până ce nu facem curățenie, nu poți să vindeți și să tratezi nimic în condiții de mizerie. Lucrul acesta trebuie, cu asta trebuie început. Este o capitală aproape abandonată. Noi suntem o echipă, vă spuneam de succes și contăm pe votul dumneavoastră, dragi bucureșteni. Dați-ne această șansă și veți fi mândri de ce veți constata. Noi nu suntem ca ei. Toată ziua, după cum vedeți, se ceartă între ei în loc să facă ceva pentru bucureșteni. Transportul, se plângea doamna Firea, chiar ieri, din câte țin minte, că nu poate să controleze metroul, că de fapt asta
îi pune foarte multe piedici. Să vă întrerupă ei dacă nu vă întrerup eu. În orice caz... Nu spunem tot acum, haideți, că mai avem... Vă punem la dispoziție proiectul nostru. Vă mulțumesc foarte mult pentru că suntem aici, dar transportul capital în capitală este o chestiune care de asemenea trebuie avută în vedere. Vă mulțumesc foarte mult și, dragi bucureșteni, vă așteptăm la vot și vă mulțumesc pentru... Mulțumim! Mulțumim! Mulțumesc tare mult! La revedere!